Formația Gândul Muiței bucură fanii cu un nou album intitulat Generația în Blugi. După o pauză de 8 ani, băieții revin cu forțe noi și 13 piese incluse pe albumul nou-nouț. Da, este un album matur, este un album cu care noi ne mândrim, care cu siguranță o să placă la mulți oameni. Eia care nu o să le placă chiar nu ne interesează, pentru că noi ne-am adunat pentru asta, azi ne-am adunat să vorbim. Sincer vă spunem, 13 piese am vrut să-l scoatem în 2013, dar n-am reușit și slavă Domnului că-l scoatem măcar în 2014. Știu, bine știu, că și eu port bine. Pentru vorbe care te-au rănit, te-au rănit. De ce generația în blugi? Probabil că o să ne întrebați. Pentru că blugii din toate timpurile au schimbat lumea. În anii 60, formația Beatles, cred că știți toți. Eu nu cred că știți despre mulți președinți de atunci, de țară. Blugii și telefonia și comunicarea schimbă lumea. Este un acces... Чи музыка, бинянцелесь? По моему мнению, очень так достаточно неплохо все получилось. Даже сам слушаю, рекомендую. Вот я сам слушаю, не потому что я сам себя люблю, потому что интересно даже для меня, как вот они эмоции успокаиваются. Я слушаю все более спокойным взглядом и думаю, как люди будут воспринимать. Мне кажется, людям будет интересно воспринимать его. А еще он пик. Май пуспи гандурь, аскультетвору. Ну и пусть всем плашатый. Дар стай, что им пусть аскулс, что на я флат. Să zic eu așa, există o morală a fiecărui cântec și când descoși acest fuior, acest ghem, imediat te luminezi. Sângera de la sângera, pentru tine aș face tot ce aș putea. Eu pot spun doar atât. Eu am avut o deosebită plăcere să lucrez la acest album, chiar dacă au fost niște momente mai de rutină, mai nu înțelegi, e bine așa, nu e bine. Până la urmă eu cred că ceea ce am făcut este foarte bine și noi ne bucurăm că a venit această zi, 10 aprilie 2014, când putem spune că Gândul Muiței a scos un album nou.